Vă salut, stimați prieteni! Iată că a izbucnit un scandal mediatic enorm în privința declarațiilor pe care le-a făcut Emilian Crețu despre PAS și îndeoseb despre Maia Sandu. Eu vreau să-mi exprim punctul de vedere despre această situație. Și voi începe cu faptul că regret enorm că, în general, oamenii de cultură, de artă, oamenii de showbiz, oamenii care fac fel de fel de alte activități culturale sau artistice se implică în politică și îndeamnă susținătorii lor să voteze pentru unii sau pentru alții. Acest lucru, în primul rând, nu este corect față de acești susținători, pentru că pe Emilian Crețu l-au îndrăgit oamenii pentru ceea ce face el în viața lui artistică, nu pentru calitățile lui de politician sau de expert în politică. De asta să obții un număr de oameni în baza unor valori și să-i îndrepți spre altceva, este, din punctul meu de vedere, cel puțin incorrect, dacă nu chiar fățarnic. Dacă ai strâns oamenii alături de tine sau în jurul tău în baza unui, unor activități de showbiz, fă în continuare și nu canaliza și nu direcționa și nu duce aceste lucruri spre politică, spre voturi, pentru ca cineva să profite, pentru ca cineva să-și facă ulterior bani, interese, combinații iar ulterior tu să trebuia să dai justificări, să explici și să existe nu doar dezamăgirea față de politician, dar și față de omul de artă. Această greșeală a făcut-o Emilian Crețu atunci când a susținut-o plenar și deschis pe Maia Sandu. Acest lucru cu siguranță s-a făcut din punctul meu de vedere bineînțeles, și cu o motivație financiară, și cu o motivație umană, s-au întâlnit cu el, au vorbit cu el, i-au explicat că e important, că trebuie, că nu știu și poate au mai dat vreo 2-3 lei, pentru ca toate aceste chestiuni să se întâmple. Și n-a fost singurul caz și mai sunt de ăștia. Acum pasul și atras și bloggeri și activiști și toți ce vreți. iau și pro-europeni activiști, au și unioniști activiști, au cumpărat câte 1, 2, 3 din fiecare domeniu ca să spele mințile la moldoveni în loc să facă treabă. Iată că a venit ceasul, ziua, când Emilian Crețu vrea să se spele de satana, adică de politică, și ne spune tuturor că Maia Sandu nu este chiar atât de bună, că a fost naiv, că s-a dezamăgit, și că în pas sunt lupte de clanuri, că în pas sunt combinații și foarte multe chestii urâte se întâmplă acolo, începând de la corupții, trafic de influență și multe, multe alte măgării, care sunt probabil o obișnuință deja pentru noi toți pe, în politica de pe malurile băcului. Eu consider că Emilian Crețu a făcut acest lucru intenționat și a ales acest moment nu într-un mod întâmplător. Am văzut mai multe opinii pe internet, că asta e mâna lui usată, că el acum au fost plătit să dea o lovitură pasului, așa mai departe. Opinia mea este următoarea. 1. Bineînțeles că un rol și o influență importantă a jucat-o Usate. dar nu cred că aceasta este principala motivație a lui Emilian Crețu. Opinia mea este că Emilian Crețu înțelege foarte clar că pas merge la vale, pas merge la vale cu o viteză enormă, va fi probabil una dintre cele mai criticate guvernări pro-europene care au ajuns la putere. De ce spun cea mai criticată? Pentru că dacă Plahotniuc a ajuns în politică pe ușa din spate, adică pe ultima 100 de metri, cu două zile de alegere, s-a băgat pe listă ca să ajungă deputat. Nu l-au ales oamenii, nu știau oamenii că el este pe listă, că poate nu l-ar fi votat. Dacă Plahotniuc a cumpărat, a cumpărat deputați și și-a asigurat majoritatea parlamentară ca să poată conduce acest stat, asam Sandu a venit pe ușa din față, pe ușa de paradă, dacă doriți, în fața tuturor și pe baza unui entuziasm enorm. Ei bine, după entuziasm urmează întotdeauna dezamăgire. Eu le-am spus asta tuturor celor care au devenit peste noapte zombați, pas și mai Sandu, că mai bun om și partid nu a existat, că mai bine decât acum nu a fost niciodată și ei sunt sfinți și, Doamne ferește, ferita Sfântul, cineva să-i crede și pe de -așa. așa un fel de comunism nou s-a născut în capul unor moldoveni, din păcate pentru că asta e regula comuniștilor, un singur lider, tătuca, idol național, să fie portret acolo în spate cu dânsul, să batem mătănii, să scriem comentarii, să facem fel de fel de imagini, că avem un președinte ca o stea, ca un soare, care ne luminează și tot soiul de prostii de genul ăsta, pe care le făcea Lenin și Stalin și putem să vedem cum oamenii de cultură și de artă, scriitorii de pe atunci erau obligați să scrie câteva rânduri de bine despre ei de genul a fost și Lenin copil mic și strângea și el floricele de pe câmp. Altfel, dacă era poet și nu scria așa ceva, pur și simplu nu-ți publicau cartea. Este și cazul lui Grigori Vieru și a cui doriți dumneavoastră? Am văzut că unii au sărit repede să-i critice, dar, repet, aceasta era condiția obligatorie dacă vroiai să-ți se publice cartea. Altfel, nu ți se publica. Deci toți erau constrânși să facă acest lucru. Emilian Crețu nu a fost constrâns. Emilian Crețu înțelege foarte clar la ora actuală că pas va pierde guvernarea. Repet, orice guvernare devine opoziție și orice opoziție devine guvernare. Explic de ce? Pentru că atunci când ești în opoziție e foarte simplu. Doar critici și te dai cu părerea. Când vii la guvernare trebuie să faci față actului guvernării în fiecare zi, fiecare problemă este în răspunderea personală a ta. Și tu porți răspundere direct pentru asta și oamenii au așteptări față de tine. Tu nu poți fi capas și mai sandul la guvernare și să spui că asta do două ani divină, că asta șoare divină. Băi, oameni buni, când ai toată puterea în mâinile tale, nu există scuze. Dacă este o problemă, o alături. Dacă este un om care încalcă legea, îl pedepsești. Dacă este o lege care nu e ok, o schimbi. Dacă este un om într-o funcție care nu e bun, îl scoți. Pentru că ai toată puterea. Nu există justificări. Că înțelegeți că mai e bună, dar partidul ei nu e bun. Pe păi, de da, acum. Dar cine a format acest partid? Mai Sandu și-a ales oamenii. Altă, altă prostii pe care o aud, da? Că mai e bună, dar aia cam pas sunt oameni răi. Păi Maia Sandu și-a format pasul în baza filtrelor ei de meritocrație, al ei filtre de integritate, al ei personale aprecieri ca lider de partid. Păi dacă ea și-a format o echipă de cacao, înseamnă că și liderul e tot așa. Oricum, noi încercăm, vedeți că politehnologii la ora actuală încearcă să construiască o imagine duală. Maia e Maia, dar pasul e pas. Nu băieți, asta e același lucru este o chestiune indisolubilă. Nu poate un, deci un lider care nu-și asumă răspunderea pentru echipă nu mai este lider. El este nimeni. Dacă ești lider, să asumi echipa și cu bune și cu rele. Ei, mai Sandu și asumă doar chestiunile pozitive. Tot ce e rău, ea pasează altcuiva. Că asta e parlamentul, că asta e guvernul și mai departe. Înțelegând aceste lucruri, Emilian Crețu a decis să se dea la o parte acum cât nu este prea târziu, pentru ca să nu moară și el politic și la nivel de imagine, odată cu pas. Prima lovitură puternică asupra pasului va fi în alegerile locale, atunci când toată nemulțumirea populară care s-a acumulat până acum va răbufni. Și va răbufni în sensul în care pas va pierde lamentabil alegerile locale. După care urmează prezidențialele și mai Sandu nu o să mai critică cu atâta entuziasm și triumf, Chiar dacă activiștii și presa plătită de pas încă mai reușește să spele mințile moldovenilor care sunt plecați peste hotare. Noi, cei de aici, de Republica Moldova, care vedem și simțim în fiecare zi pseudo-reformele lor care ieșuiază de la o zi la alta, vetting, preveting, CNA, procuratură, procuratură Corupții, economie, gaz, doamne ferește, noi în fiecare zi simțim sau suportăm consecințele acestei guvernări de nu doar că e incompetenți, dar și trădători. Pentru că ei sunt corupți, pentru că ei fac bani, pentru că schemele la vamă, la fisc, peste tot schemele au rămas aceleași. S-a mărit doar taxa. Dacă până acum puteai să obții un act cu 2-300 de euro, amu, dai o mie și lopții, dar lopții. În continuare, schemele funcționează foarte bine și toate promisiunile lor au fost doar niște minciuni. Emilian Crețu vrea să-și salveze pielea. Emilian Crețu vrea să plece de pe această barcă sau navă care naufragează la timp, ca să nu fie prea târziu și să nu îl înghită și pe dânsul odată cu pasul atunci când ei vor cădea în neam. Lucrul cel mai tragic este că pasa a canibalizat tot segmentul de dreapta. Pasa a distrus toate partidele de dreapta. Pe stânga n-a reușit deloc. Socialiștii sunt în picioare, șor crește ca pe drojdii, dar e ca pe dreapta e mort și mai mort n-a fost niciodată. Așa cum ne-a distrus pe noi pas, așa cum ne-a compromis pe noi și ne-a murdărit pe noi prin articole mizerabile făcute la comandă, prin fel de fel de pseudo și influențeri plătiți de pas, școliți de pas și ghidați de ei și de Maia Sandu ca să compromită, să distrugă și să anihileze orice altă alternativă pro-europeană sau pro-românească ca să existe doar pas. Și ei visează cu spumii la gură că o să fie în viitoarele alegeri pas și șor, după cum v-am mai spus, și oamenii din nevoie, votul util, că nu avem încotro, că dacă nu pas, vin hoții. Cine dacă nu pas? Păi iată, iată, exact pasul și ne duce spre această situație. Viciind astfel democrația, care este esența libertății noastre fundamentale? Dacă un partid anihilează din start toți concurenții săi, înaintea campaniei electorale, pentru ca în campanie să-și forțeze indirect alegătorii și cetățenii să-i voteze, pentru că nu le oferă alternativă, asta spre primii pași, spre comunism, spre totalitarism, spre dictatură, pentru că, haideți să recunoaștem cunoaștem pas și fiecare partid care a fost acum până la, la guvernare a încercat să instaureze o oarecare fel de dictatură. Ei, ei, spun cum spun ei, așa este. Și noi vedem aceste elemente ale unei dictaturi primare, cu un fel de simulare de democrație, cuvântul mai și a pasului lege. Și dacă tu ai o altă părere, dacă tu vezi altfel lucrurile, instant intri în malaxorul presei, activiștilor și a tuturor vânduților pe banii pasului și a altor partide, ei, ei migrează de la un partid la altul și să începe tu ești al lui Dodon, tu ești alu Platon, tu ești alu lui Șor, dar tu ești al lui Plahotniuc, dar tu susții război, tu ești agent FSB. Să începe toată mizeria posibilă. Eu m-am trezit cu aceste chestiuni în campanie electorală și după campanie electorală, deși am fost un apri critic al lui Dodon, al lui Plahotniuc, al lui Platon, al lui Șor, a Federației Ruse și a Ocupației și a Transnistriei și a cui doriți dumneavoastră. Deci toate aceste chestiuni, chiar dacă ele n-au nicio logică, ei le aplică crezând că oamenii sunt proști, o să-i creadă, folosindu-se folosindu de o mașinărie enormă din care a făcut parte și Emilian Cresul. O mașinărie de propagandă ca să creeze impresia că toți, că mulți, că foarte mulți oameni sunt pas și mai asandu, iar celelalte voci sunt minoritare și deci sunt atribuite automat taberilor adverse, adică Dodor, Plahotniuk, Șor, Platon așa mai departe. Iată tactica pasului. Emilian Crețu vrea să iasă din această, în acest joc, bineînțeles pentru că, ulterior să facă transfer de imagine către cumnatul său uh, Renato Am um, Putem să vedem pe pagina lui că el deja distribuie postările lui Renato Usate. Este și de înțeles, la noi la Moldovene, asta e o chestiune obișnuită: cum adică să nu susții cum NATO, cum să nu susții șenul sau nașul sau cumatul. Asta e ceva firesc. Doar că în politică este puțin altfel. În politică, uneori. Poți să nu fii de acord chiar cu prietenul tău pentru că ai alte viziuni politice, pentru că ai alte perspective, alte gânduri și alte viziuni. Ei noi n-am ajuns încă la acest nivel de inteligență, nu am ajuns la acest nivel de democrație și de înțelegere a actului politic, în care chiar dacă suntem rudi, chiar dacă suntem prieteni, eu pot să am o altă opinie. La noi, spre exemplu, să ai un prieten cu alte viziuni politice, dacă deci eu ca unionist, dacă comunic cumva cu un prorus, gata, asta e trădare națională. Doamne ferește! Noi nu am ajuns încă la acest nivel de conștientizare și Emilian Crețu înțelege foarte bine acest lucru. De asta el acum vrea să separe apele, vrea să iasă curățel, frumușel, din această încurcătură, doar că nu o face corect. Dacă Emilian Crețu ar fi cu adevărat corect în această situație, el ar trebui acum, și încă nu este târziu, să iasă public și să spună, oameni buni, scuzați-mă că v-am îndemnat să susțineți pas, oameni buni, scuzați-mă că v-am îndemnat să susțineți pe Maia Sandu, oameni buni, scuzați-mă că în general m-am implicat în politică și v-am influențat cumva, direct sau indirect, opțiunea voastră de vot. Nu asta este misiunea mea, nu asta este scopul meu în viață, eu sunt un om de artă, sunt un om de creație, sunt un om de showbiz, sunt un om care face alte activități. Am făcut o greșeală, îmi pare rău. Și aceste păreri de rău nu vor schimbare mare lucru, pentru că, iată, ei toți au adus la guvernare cei ce vedem noi astăzi. Și vedem cum oamenii lui Plahotniuc, lui Dodon, lui Platon, lui Șor, stau bine mersi mai departe în funcții. Eu de vreo vor jumătate de ani vorbesc despre Lilian Chișca de la Ani. L-a promovat în funcții Dodon, acum l-a pus în funcții Maia și totul e regulă. De ce? Pentru că Maia Sandu e sfântă. Cum spunea un zombat al pasului, Maia Sandu este icoana vieții noastre. Și dacă icoana au spus că chișca e bun, nu contează că l-au numit în funcție Dodon pe timpul lui Plahotniuc. O să-l numim și noi. Că dacă pune Maia în mâna pe dânsul, l-o de toate păcatele. Maia este Biblia, este aghiazma, este apa sfântă care spală de păcate orice dracă Republica Moldova. Dacă au ajuns oamenii să creadă un politician că este icoană, asta este o chestiune extrem de gravă, dragi prieteni. Noi trăim la ora actuală niște momente de cotitură enorme. Pentru că ceea ce se întâmplă la ora actuală, cu Pas și Maia Sandu, declarați pro-europeni, nu are nimic în comun cu valorile europene. Asta e comunism curat. Asta e propagandă și dictatură curată. Idolatrizarea. Cultul personalității. Cultul liderului. Să batem mătănii la lider, să-l facem icoană, să punem cu dânsul portret și icoane prin birouri, să ieșim în stradă, să pupăm gardul ei și să justificăm orice prostie pe care o face și, și orice drac de om pe care îl vedem că e mizerabil și sunt probe cu dânsul audio, video, că e un hot și un corupt, noi trebuie să le justificăm. Că dacă liderul a spus că e bun, înseamnă că e bun. Iată, noi cu dumneavoastră astăzi trăim această dramă în Republica Moldova, pentru că noi cu pași drept ne îndreptăm exact în brațele comunismului. Și cei de pe stânga, Șor, Dodon și toți ceilalți, pă, se bucură foarte mult de chestia asta noi degradăm mental, psihic și politic în Republica Moldova cu această guvernare pas. Ei nu și asumă greșelile, ei nu și asumă reformele, ei nu și asumă absolut nimic. Dacă ceva merge prost, asta e războiul, asta e plahotniuc, asta e dodon, asta e șor, asta e oricine, numai nu ei. Dacă cineva e prins cu furatul, iese mai asandu și la apără, cu exemplu la spână, cu gazul. Dacă vreunul face caca și mor oameni la aeroport, cum e Vasiloi, care crășuiește o bună parte din cei și înseamnă bani tenebri în sistemul vamal, totul este în regulă, noi nu-i dăm demisia, noi să demitem ministrul Revengo, de dar noi o să demitem un șef de, 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 de frontieră, deși pentru că asta e frontieră, asta e bablos, roblet sănătos, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, și e vorba de sute de mii, dacă nu chiar milioane. Și toți, în, și toți din jurul spun că ești prost și nebun, de ce ți-ai permis să critici guvernarea și cum ți-ai permis tu să ieși în afara tiparilor? S-a spus clar, așa trebuie să gândești. Că dacă îți gândești altfel, nu o să te chemi la televiziune. Eu, spre exemplu, sunt interzis la Moldova 1, la TVR Moldova, la Jurnal TV, la TV8, la toată presa afiliată PAS, care știm că de dimineața până seara se ocupă de ilustruit imaginea de în fund, actuale actualei guvernări. Asta e presa liberă despre care strigau ei când făceau protest în fața la publica Prime, Canal 2, Canal 3, când protestau în fața la Moldova 1, spuneau că trebuie să fie o televiziune televiziunea cetățenilor, eu n-am fost chemat, deși am fost un an de zile lider de partid, după alegeri n-am fost chemat, deși, am, deși sunt activist civic, uh, un tânăr politician destul de activ pe rețelele de socializare, am videoclipuri care au peste un milion de vizualizări, am videoclipuri care au jumate de milion, nu sunt chemat la televiziune. Sunt lideri de asociații obștească? Sunt destul de vizibil, Suficient încât să fiu chemat. Nu, nu, îi cheamă același om de 20 de ori. Ei își cresc propriilor experți și activiști numai ca să nebușă glasul și vocea oricărui care nu e de acord cu el. Nu, dragii mei, democrația e despre altceva. Democrația este despre libertatea de exprimare. Despre pluripartidism, mai multe partide. Despre mai multe viziuni politice. Despre mai o dezbatere publică o concurență sănătoasă. Ori dacă ne uităm atent la ce și spun proeuropenii noștri educați de pas, filat și de alți dragi, că ei toți trag în așa rădășină, din același pro proeuropenii noștri de azi spun că, of, și m-am săturat de așa de multe partide, trebuie numai un singur partid, un singur partid și să mergem până la cap. Păi un singur partid, ăsta e comunism, asta e dictatură, asta e tâmpenii. Și iată avem un singur partid, iată avem pas și văd că lumea de la nord, de la sud, de la est, la vest, toată lumea țipă care în șoaptă, care în gura mare, că e dezastru în Republica Moldova. Și noi nu îl susținem pe șor, nici pe Platon, nici pe nici pe nici un drac. Din ăștia noi nu îl susținem. Noi doar spunem adevărul, dar n-ai voie să-l spui. Pentru că pas creează asemenea circumstanțe politice și mediatice. Că dacă tu îi critici pe ei, înseamnă că împingi țara în mâinile lor. De ce? Dar nu e adevărat. Noi vrem să oferim o alternativă. Ei, pasă, intervine și nu-ți oferă ocazia să devii alternativă. Te tai pe partea de media, lumea noastră știe, lumea noastră cunoască, respectiv tu n să apare în sondajele de opinii, n-ai să fii cotat ca ai avea șanse, și aici tot de o chestie tare cu șansele, să treci pragul electoral și, și, omul crede în sinea lui că nu mă pas, că alții nu Deci, dar de deci, nu Pentru că pas o mâncat și eu distrus pe toți. PAS a distrus toate părțile de pe dreapta. Niciun partid de pe dreapta care a colaborat sau care a fost pe alături de PAS nu a supraviețuit politic. PAS i-a mâncat, i-a adevărat, i-a canibalizat pe toți. PAS este campion la războiul fratricid. Când ne uităm la lupta PAS contra ȘOR, ei sunt cam în pot nu merge. și a început cu 7%, acum are 27%. Nu sunt la fel de eficienți. De ce? Pentru că PAS este un proiect autodestructiv. Ei distrug dreapta. Și după, după dezastru PAS, și eu mă tem foarte mult de acest lucru și sper că crețul Emilian tot înțelege chestia asta, vine stânga. Pentru că dacă în opoziție nu sunt partidii puternici și pro-europeni, în opoziție să fie partidii puterni și de stânga. Și PAS are grijă ca partidii pro-europeni în opoziție să nu fie. Dar dacă așa să fie vreunul, tot cu trei litere, îmi pare că sună ca cub, să fie cumva controlat sau de-al casei, tot de-al lor. Ca tot în direcția lor să meargă lucrurile și tot oamenii lor să controleze mai departe procesul. Exact așa au făcut pldm cu pas. Mai mult de jumate din pas e vechiul pldm care a fost condamnat pentru corupție, care a fost prins cu interceptări, cu ușor, filată, și acum asta liber. Maia Sandu spunea, gde denghi filat? Pe atât, filat și luat toți banii. A fost pus sechestru pe 472 de milioane, statul a confiscat doar două, 470 au rămas la filat. Filat revine în politică? Unde este lupta cu corupția? Hmm? Nu există, dragi prieteni. Treziți-vă. Și Emilian Crețu a făcut doar o mișcare inspirată, la un moment inspirat. Cine l-a inspirat? Cine l-a sfătuit? Eu cred că noi în foarte scurt timp vom afla, dar cert este că a ales un moment foarte oportun și că impactul acestuia va fi foarte mare. Dar și plăcerea am să urmăresc zombații pasului, cum l a luat la vatra jocului și la trei parale pe Emilian Creațu. Ai, ai, ai. Nu este nimic mai plăcut sau cum se spune, poți să te uiți veșnic la trei lucruri. Cum curge apa, cum arde focul și cum se mănâncă între dânsii, colegii, care până mai ieri mergeau cot la cot. Iată, până mai ieri, Emilian Crețu era băiat de nostru, era bravo, dar azi Emilian Crețu de-a mai vândut, de-a mai slujește pe usată, de-a mai foarte rău. Când usată i-a strânută pe maia, usată i-a fost bun. La prezidențiale. Țineți minte, când usată i-a oamenii să voteze pentru maia, nu pentru Dodon. Atunci au usat era bun pentru noi. Și acum diamul nu bun. Ați înțeles care este măsura lor de valoare? Nu acțiunile, nu viziunea, ci dacă ești cu noi sau nu. Cine nu este cu noi este împotriva noastră. Este prima regulă a comunismului și a sistemelor totalitare. Eu regăsesc cel puțin patru astfel de caracteristici. Idolatrizarea, cultul personalității, propaganda la pas. Eu nu văd nimic pro-european în pas, absolut nimic legat de democrație, absolut nimic legat de libertăți, de drepturi și de posibilități de dezvoltare liberă. Niciodată n-am văzut. Mereu am văzut doar propagandă și caracteristici totalitare. Iar până atunci, pentru cei care sunt zombați încă de pas, eu vreau să vă spun că o să plângeți și o să străgați că v-au exact așa cum a strigat cu Yuri Roșca, exact așa cum ați străgat cu Vlad Filat și cu toți ceilalți. Doar că o să fie prea târziu. Iar noi, cei care ne dăm seama azi, noi pierdem ani din viață până când voi o să vă trezeți din somnul și el de moarte, să vă dați seama în și căcat ați băgat Republica Moldova de fiecare dată, pentru că nu aveți capacitatea să analizați, să gândiți, dar pur și simplu înghițiți tot gunoiul mediatic, priviți niște derbedei care până ieri nu erau, vă apărut acum niște activiști de ăștia în ghilimele, de mai sandulă care îi puneți mii de like-uri. 60.000 de, de vizualizări și e așa de patriot și rup maica de pe dân, și, Doamne ferește! Unde au fost ei până acum? Iată, eu am 10 ani de zile de activitate. Exact când am absolvit liceul, am început să mă manifest public. Când am împlinit vârsta majoratului. Și dacă ne uităm, scriem în Google și căutăm articole și conferințe de presă, 10 ani la rând găsiți numite opinii, viziuni pe care le puteți compara. Puteți să vedeți dacă bileți că nu l -o tohei, sau dacă nu v vă amăgește, dacă nu a trădat. Se poate vedea bazându-ne pe fapte, pe probe. Nu, vă nu faceți asta. Dacă vă spune un derbedeu de asta, voi să-l credeți. Iată, asta este problema voastră principală. Că voi chipurile luptați cu propaganda lui Dodon, dar nu vedeți că însăși pasul pe care vă îl susțineți, tot propaganda face. Noi nu, putem, noi nu putem, să folosim aceleași metode pe care le folosește Dodon și ușor, numai deși e adevărul de partea noastră. Nu. Dacă suntem cu adevărul, noi trebuie să fim corecți și prin corectitudine să-i convingem și să-i atragem pe ceilalți. Oricum se prinește. Dacă, dacă, dacă Dodon e rău, înseamnă că avem voie și noi să fim răi, deși ei că noi vrem să fim buni. N-are nicio logică. Așa că Emilian Crețu a înțeles anumite chestiuni și bineînțeles, motivația lui principală este personală. Nu s-a gândit el la viitorul țării, nu s-a gândit el la oameni. Că dacă s-a gândit el, nu s-a să o susțină Sandu în alegerile prezidențiale. Pentru că nu, îi repet, nu este corect ca un om de artă, care a acumulat un capital de imagini pe anumite valori, care n-au nimic în comun cu politica, să facă transfer de imagini. El practic și-a înșelat susținătorii. El practic i-a tras în țapă. Și noi astăzi, vrem, nu vrem, patru ani, această guvernare este în picioare. Pentru că modalități legale de a-i da jos nu există. Numai dacă n-ați să niște nebuni să facă vreo revoluție sau vreo revoltă sau, doamne ferește, vreo lovitură de stat. Asta este ilegal, asta e unul la mână. Doi, rușii numai asta și așteaptă. Pasul numai asta și așteaptă și cu asta și se acoperă în continuu. Că lângă noi e război, 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 război. Nu ne criticați că e război. Că dacă e război, au dreptul să fure, au dreptul să facă tot ce vor ei și orice ticăloșenie și mizerie, poate fi ascuns în spatele războiului. Numai că moldovenii nu mai cred în asta. E ca asta ar trebui să vă spună Emilian Crețu. Să vă explice și să-și ceară scuză. Și să -și, cel puțin să-și ceară scuză pentru faptul că v-a înșelat. Că v-a dus de nas. Pentru faptul că a greșit atunci când v-a îndemnat să susțineți un politician. Dragă Emilian, dacă ai să urmărești cumva acest live sau ai să auzi de dânsul, greșeala ta fatală a fost că te-ai implicat în politică. Ești om de artă fii om de artă. Eu nu mă bag în artă, nu te baga în politică. Asta e o regulă sfântă. Așa, că este omul care lucrează în construcții, nu te băga pe dânsul. Este om care lucrează la agricultură, nu te băga pe dânsul cu sfaturi, cu păreri, că trebuie mai bine așa. Fiecare trebuie să fie expert în domeniul lui. A, poți să ai o opinie, o părere, dar trebuie să asumi și răspunderea pentru dânsa, pentru că tu nu ai avut doar o opinie și o părere. Tu ai avut clipuri video în care tu concret ai îndemnat oamenii să voteze pentru pas va îndemna direct oamenii să voteze pentru Maia Sandu. Dar Maia Sandu și pasă asta e același lucru. Numai că atunci când îi trebuie mai, ea face transfer de imagine către pas. Dar dacă pasul cumva s-a înglodat, pasul e pas, dar mai. e mai E că așa interesant lucrează ei. Când îi trebuie lor, e, sunt împreună. Când nu le trebuie lor, ei nu sunt împreună, ei separați, dar păi pasul e pas, dar mai e Maia, să aparte. Eu asta am vrut să vă spun, dragi prieteni. Oh, a fost cam lung acest clip video, dar era important pentru că sunt foarte multe detalii. Vedeți că și despre filar, despre spânul, și despre furășiuni, despre crețuri, și despre pas, și despre mai, despre propaganda, despre comunism. Toate aceste chestiuni eu le aveam de mult timp în cap. Le-am mai spus în alte clipuri video separate, dar acum cumva le-am închegat și sper că este mai clar. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și nu uitați să distribuiți acest clip video. Mulțumesc frumos! Gândiți liber!